Salut, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată-ne la instalația nouă, da? La care am făcut un video anterior, unde s-a dat jos tot și s-a refăcut instalația. Știți că m-ați întrebat, ați spus că după ce am făcut acel video, mi-ați spus, domnule, aș vrea să vedem și cum s-a refăcut. Cum s-a refăcut? Practic s-a înlocuit toată instalația corespunzător. S-au utilizat cabluri, da, băgate prin tub, prin copex, da. Știu că multe din acele găuri care s-au dat nu s-au mai putut reface, da. Asta e treaba. În principiu am pus accent pe partea de să se facă instalația corespunzător. Instalația a fost făcută foarte bine, da? Și nu a fost făcută de mine, a fost doar coordonată de mine, da? Practic am stabilit cu beneficiarul ce anume trebuie să facă. Știți că aici erau acele circuite trase cu conductoare de aceeași culoare. Da? Acum se utilizează cabluri NIMJ, da? La fel și aici unde vine plita, avem circuit trifazat. Da? Toate frumos drepte. Deci asta înseamnă că se poate, da? Se poate, da? Singura chestie care a mai rămas, oricum nu mai avut ce să facem, astea sunt curenții slabi care au fost singurul circuit care a rămas tras pe diagonală. Pentru că oricum era gaură dată, nu mai avea ce să-i mai faci. În rest, totul s-a lucrat cum trebuie, da? Asta înseamnă că se poate și nu raportat la ce neapărat că am făcut eu, da? Important e să se dorească și să se vrea să se facă, da? S-a făcut infrastructura, urmează după ce se tencuiește și se fac toate astea, urmează să se facă să se monteze dozele, da? Asta e în interior. O să pun pauză, să mă duc sus, să vedeți și sus ce s-a mai întâmplat. Iată-ne sus. Am ajuns. Nu s-a mai atus nicio grindă, niciun stâlp. Practic s-a mers prin pardoseală și prin cărămidă, da? Aici vin circuitele de sus. La fel unde era pe sus a mers cu cablu cu întârzierea propagării focului băgat prin copex. Da, circuitele drepte. Aici e tare că se vede cum stați ca să se vede cum a făcut ăla pe diagonală și cum s-a făcut ulterior drept. Da? Ideea e că dacă se vrea, se poate, da? Cam asta spun întotdeauna. S-a lucrat bine. Cum am spus, și aici cabluri băgate, chiar dacă vin pe lemn, sunt cabluri cu întârzierea propagării focului băgate în tub. Da? Da, eu sunt foarte mulțumit. Deja am pregătit aici unde a tras domnul electrician. A fost coase, care au fost trase pe direct. Circuite frumos trase, pozate. E clar că unde s-a găurit o să trebuiască reparat. O să se mai consolideze de către constructori, dar în momentul în care vine și acoperă. Așadar, prieteni, iată o dovadă clară că se poate reface și se poate face treaba corespunzătoare.
Aici avem cablul care alimentează etajul, tot trifazat. Deci, în principiu, cam asta era, cam asta era subiectul. Faptul că dacă găsim instalații cu probleme, atunci le și remediem. Și le remediem astfel încât să nu avem probleme, da? Le facem cum trebuie. Le facem cum trebuie ca această instalație să poată să fie utilizată de acum încolo mult timp. Ia să vă arăt cam ce materiale s-au pierdut. Ia uitați. Și mai e un loc, am văzut. Da? De asta vă spuneam, întotdeauna ne gândim că dăm vina pe beneficiar. Beneficiarul nu are nicio vină. Pur și simplu, de multe ori nu se pricepe și are încredere în noi. Noi trebuie să ne facem treaba corespunzător, pentru că în momentul de față consider că acești ce vedeți voi sunt bani aruncați. Din cauza că cineva care s-a dat așa zis electrician nu și-a făcut treaba corespunzător. Mai departe nu mai contează. Da? Totul este și ține de modul în care încercăm să lucrăm și facem și cum o facem. Iată aici un cablu armat care e pregătit. Va veni și va duce la în altă zonă, dar totul trebuie luat în calcul corespunzător. V-aș arăta multe, dar nu pot. Știți că v-am spus că sunt limitat. Nu pot să vă arăt chiar așa de multe, dar înțelegeți voi. Ideea e că mai bine plătești odată și bine decât să o faci de mai multe ori cu tot felul de oameni care nu au habar de ce trebuie să facă. Așadar, prieteni, mare atenție cu cine lucrați, cum lucrați. Și în acest video am vrut să vă arăt că se poate face lucruri bune, se poate remedia orice problemă, important este să vrem. Iar mai de aici încolo trebuie să fim atenți la ceea ce facem și cu cine facem și să răspundem pentru ceea ce facem. Mai departe nu mai contează. Vă mulțumesc că mă urmăriți și nu uitați, rămâneți pe fază.